Bine ați venit în această seară de Sabat Sfânt în casa lui Dumnezeu. Pentru cei care cred că este de la sine înțeles să fie așa, pentru cei care cred că nu s-ar putea întâmpla și altfel și este numai normal să fim aici, vreau să le spun că se înșală. În multe locuri este altfel decât aici. Și acest moment, această seară, ne este dăruită ca un privilegiu din partea lui Dumnezeu și vă doresc la toți și vă doresc dumneavoastră ca să ne bucurăm de ea. Cred că s-ar cuveni să spun, așa cum spun mai toți care frecventează acest anvon, că mă bucur nespus de mult să fiu aici, să vă vorbesc. Ar trebui să fiu cam nesincer să spun asta, pentru că nefiind un obișnuit al anvonului, nu mă simt chiar în elementul meu pe anvon, nu sunt așa de dezinvolt și aceasta mă face să am mari emoții când vorbesc publicului, mai ales unui public ca Nazna. Mulțumesc, frate! Nu spun aceasta ca pe un reproș, nu m-o ținut nimeni de parte de anvon, am fost rugat și rerugat și rugat să vorbesc de pe anvon, însă așa am eu o chestie că am tot refuzat mereu și acum am prins rușinea să-l refuz iară pe fratele meu Iuste și o spun spre rușinea mea că mi-amintesc că era o vreme când îl rugam pe Dumnezeu și îl rugam pe fratele Iuste să vină la biserică, să facă ceva pentru Dumnezeu. Și acum s-a întors roata, se roagă el de mine să fac ceva pentru Dumnezeu. Repet, o spun aceasta nu spre lauda mea, ci spre rușinea mea. Spuneam eu că am o opinie în privința aceasta cu vorbitul de pe anvon și cred că opinia aceasta o aveți majoritatea dintre dumneavoastră și anume că este un nonsens, este total nepotrivit să predici un anumit aspect și să trăiești altceva. Și continui să cred că este total nepotrivit să prezinți de pe anvon un subiect care nu se oglindește deloc în viața ta. Și continui să cred că cei care continuă să trăiască așa predică degeaba, cum probabil voi predica și eu în această seară. Însă, pe de altă parte, vorbind, dacă am impune că acest lucru se întâmple, cine credeți că ar mai predica? Nimeni. Dragii mei, seara aceasta m-am gândit să vorbesc despre credință. Datorită credinței defectuoase pe care o trăiește poporul Dumnezeu în aceste zile, aceasta face ca Biserica lui Dumnezeu să regreseze continuu. Datorită credinței pe care o trăim noi în ultimul timp, acest lucru determină ca cei care fac statistici să aibă mereu surpriza că an după an Biserica înregistrează un nou regres. Nu știu dacă în fiecare an sau cu ce frecvență se fac aceasta, dar știu că în urmă cu un an sau doi s-a făcut un sondaj de opinie printre tinerii care părăsesc biserica, tinerii care s-au născut în credința adventă și au fost întrebați de ce aceștia părăsesc biserica. Și răspunsul a fost aproape unanim. Aproape 100% a dat același răspuns. Și anume că în biserică nu găsesc autenticitate. Și spuneau ei, ne-am săturat să se predice una și să se trăiască alta. Cum se numește acest lucru? Fățărnicie. Fățărnicie. Dragii mei, ce înseamnă pentru tinerii noștri, ce înseamnă pentru copiii noștri, ce înseamnă pentru semenii noștri că suntem creștini? Ce denotă credința noastră? Când eram în liceu, aveam un prieten bun, prieten care l-am și astăzi, ne mai vizităm, mă vizitează, îl vizitez și după 23 de ani și umblam la el undeva în Oșenime și avea un bunic care spunea când venea vorba de cele religioase, băi băieți, puteți să mergeți la biserică, să înconjurați biserica în cote și în genunchi, dacă n-ai credință, n-ai făcut nimic. Nu știu, dragii mei, ce conotație avea acest cuvânt în mintea acestui bătrân ortodox, credința, după cum nu știu ce conotație are în mintea noastră. Pentru această seară am ales textul, ca text de bază, textul din Evrei, capitolul 11, cu versetul 1 și versetul 6. Și credința este aceasta, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu
Trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Întrebam mai devreme ce conotație are termenul credință pentru noi. Până unde se întinde credința noastră? Până unde suntem siguri că acționăm mânați de ceea ce numim noi credință? Până la logică? Până la rațiune? Până la ce în mână nu-i minciună? Până la ce nu dau pasărea din mână pentru cea din gard? Ce numim noi credință? Pentru cei care au citit în Tragedia Veacurilor, în capitolul Revoluția Franceză, am citit acolo că Franța a fost, nu știu dacă singura, însă știu că a fost prima națiune care s-a declarat atei, că s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și a spus: noi nu ne trebuie Dumnezeu, nu credem în Dumnezeu. Și au luat o femeie frumoasă, au pus undeva mai sus pe un piedestal și au spus: acesta e Dumnezeul nostru, rațiunea. Dragii mei, rațiunea este un lucru care Dumnezeu ne-a înzestrat și este un lucru extraordinar. Logica este un lucru, o caracteristică cu care Dumnezeu ne-a înzestrat și este un lucru extraordinar. Și toate acestea sunt extrem de bune atâta timp cât se supun cuvântului. Însă, dragii mei, acestea nu valorează 2 bani atâta timp cât de lângă ele lipsește credința. Credința depășește logica, credința depășește rațiunea și, după cum am citit, credința este să crezi în ceea ce nu vezi. Și o să vă dau câteva exemple din Biblie. Dacă ne gândim la Gedeon, vine Dumnezeu și spune: te-am ales ca să eliberezi pe popor din mâna lui Madian. Păi eu sunt cel mai neînsemnat din seminția lui Manase, nu găsești pe altul, nu, tu vei merge. Își adună Gedeonul astea și spune că veneau madianiții și fiii răsăritului ca o mulțime de lăcuste. Erau fără număr, atâția erau. Dumnezeu întreabă: câți oameni ai? Atâția am. Nu-s prea mulți. S-ar putea să încreadă și zică: băi, prin puterea noastră l-am bătut pe Madian. Ia triază, cine-i fricos, cine-i așa mai departe, să plece acasă. După aia câți ai? Încă-s prea mulți. Du-i la izvor să bea. Cine bea într-un anumit fel rămâne, cine bea într-un anumit fel pleacă. Și rămâne Gedeon cu câți oameni? Cu 300 de oameni. Cam cât credeți că erau inamicii? Sute de mii. Sute de mii. Să zicem că erau 300 de mii doar. Era logic să zică Gedeon: nu mă duc? Normal. Nu era rațional să zică: Doamne, cum să lupte un om de-a meu cu 1000? Pentru că, stimați frați, stimate surori, nici astăzi, cu cele mai performante arme, nu poți să lupți un om contra 1000. Orice mitralier ai avea, îi învingi doar dacă îți legați. Doar cu scut și suliță sau sabie, să lupți 1 contra 1000, este ceva ce depășește logica, ce depășește rațiunea. A zis Gedeon: nu mă duc? Nu. S-a dus. A biruit. De ce? Pentru că nu l-a scos pe Dumnezeu din calcul. Pentru că l-a inclus în ecuație pe Dumnezeu. Un alt exemplu. Se duce Ilie, mor de foame, se duce în Sarepta, întâlnește o văduvă și spune: dă-mi ceva să mănânc. Și a spune: mai am o mână de făină și un strop de un de lemn. Voi face o ultimă turtă cu lemnele care le strâng, voi mânca eu și copilul meu și apoi vom muri. Și el spune: nu, fă mie prima dată să mănânc. Căci așa vorbește Domnul. Nu ți se vor termina astea. Era logic ce spunea el? Era rațional ce spunea el? Nu. Avea toate motivele ca femeia să nu dea din mână pasărea pe cea din gard? Avea. Stimații mei, nu era vorba de niște bani. Nu era vorba de onoare. Nu era vorba de bunuri materiale. Era vorba de viață și de moarte. Noi știm cu toții, suntem în stare să cheltuim averi întregi, să ne prelungim viața cu câteva zile. Acea femeie depindea de un pumn de făină și de un strop de un de lemn să mai poată împinge câteva zile. Avea toate motivele să zică: nu-ți dau, prefer să mai trăiesc un pic și eu și copilul meu.
Dar când aude așa vorbește Domnul, femeia se conformează. A avut câștig de cauză? A avut. Pentru că nu l-a scos pe Dumnezeu din ecuație. Am putea aminti pe David. Se duce împotriva lui Goliat cu ce? Ce spune lui Goliat? Tu vii înaintea mea cu statura ta impozantă, cu suliță, cu scut, cu ce vrei tu. Eu vin înaintea ta în numele lui Dumnezeu. Eu mă duc pe mâna lui. Și a câștigat. Dacă îl scotea pe Dumnezeu din ecuație, oare câștiga? Nu câștiga. Amintiți-vă când cele 12 îi scoate, se întorc din iscodirea țării Canaanului și le prezintă țara poporului. Sunt uriași acolo, au fortărețe adevărate, cetăți, n-avem nicio șansă. Poporul zice, ce nu le-ai lăsat, Doamne, să murim acolo, vin să ne omoară niște păgâni, nu mergem nicăieri. Puteau să cucerească țara? Puteau. Au făcut-o? Nu. De ce? Păi l-a scos pe Dumnezeu din calcul. Au gândit logic. Cum să mă pun eu cu un uriaș? Cum să merem noi o mână de jidani desculți cu niște arme primitive să luptăm cu niște oameni super civilizați față de noi? Au gândit logic. Au gândit rațional. Și nu s-au dus. Și-a urmat ce și s-a urmat. După aia își vine în fire și zic, mergem să cucerim cetatea Ai, parcă, nu? Și le spune, Domnul, nu vă duceți. Ba, mergem pe mâna noastră. Și-a făcut. O luată pe cocoș. Dragii mei, am întâlnit atâția și atâția oameni, printre care mă număr și eu, și mă refer la cei din Biserica Adventistă, care spun, nu se poate fără compromis. Spunea un frate care își desfășoară activitatea prin piețe, în domeniul meu de activitate, dacă nu minți, ești pierdut. Este imposibil să faci bani dacă nu minți în ceea ce fac eu. E adevărat? E adevărat. Când? Când îl scoți pe Dumnezeu din calcul. Te limitezi la logică? Te limitezi la rațiune? Alții spun, în domeniul meu de activitate este imposibil să nu calci sabatul. Nu poți să câștigi. Vei merge numai în pierdere. Sunt nevoit. E adevărat. Dacă te duci pe mâna ta, dacă te duci pe instinctul tău, dacă te duci pe înțelepciunea ta, dar dacă te duci pe mâna lui Dumnezeu, este imposibil să fie așa. Uitați-vă la Avram. I-a spus Dumnezeu, îți voi da un fiu. Da, Doamne, Dumnezeu nu minte. Îl cred, cât îl cred. Dar trebuie să fac și eu ceva. Și se duce pe mâna lui. Și apare Ismael. Care sunt urmările acestei neconformări? Sunt urmări și astăzi, dragii mei. Dar vine Dumnezeu a doua oară și spune, din fiul tău se vor naște multe popoare. Și ce spune Avram? Să trăiască veșnic Ismael înaintea ta. Spune Dumnezeu, Ismael e ta, afacerea ta, nu e mea. Ce ți-am promis eu, ți-am promis. Și îl vei avea pe Isaac și vor ieși neamuri ca nisipul mării. Și Avram își vede eșecul, își învață lecția și n-a mai căzut. Priviți-l pe Avram când îi se cere viața lui Isaac. Îi se cerea prețul suprem pentru el. Copilul pe care l-a dorit atât de mult, la care ținea mai mult ca la sufletul lui, trebuia să-l jertfiască. Și scrie în Patriar și Profeți, având lecția învățată ce înseamnă necredința, nu știa ce să aleagă. Dumnezeu i-a spus nominal, din Isaac va ieși un număr mare, un neam mare. Și acum Dumnezeu mi-l cere. Și se exprimă așa serva Domnului. Avram s-a agățat de promisiunea lui Dumnezeu cu toată credința, știind că Dumnezeu, dacă este cazul, poate învia și morții. Stimați frați, stimate surori, câți dintre noi am mers pe mâna noastră, am mers pe logica noastră, am mers pe rațiunea noastră și am ajuns bine? Ridicați mâna sus. Câți dintre noi n-am ajuns, cum se spune în popor, să dăm cu capul în gard și să regretăm calea pe care am luat-o? Câți? Unii spun, în branșa în care activez eu, dacă nu dai șpagă, dacă nu dai mită, nu poți să miști. Dragii mei, în opinia mea și în opinia lui Dumnezeu,
îmi place să cred că și în opinia lui, mita, șpaga, este un act de necredință vădită. Plicul cu credința nu au nimic de face una cu alta. Pentru că noi știm și am învățat de copii că există două feluri de rugăciuni. Rugăciuni ascultate și rugăciuni neascultate. Și spunem, când Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea, înseamnă că El știe în preștiința Lui că ceea ce cer nu-i spre binele tău. Nu neapărat spre binele tău vremelnic, cât spre binele tău veșnic. Și dacă avem credința că Dumnezeu ne vrea doar binele, dacă avem credință că Dumnezeu nu ne răspunde în virtutea dragostei care ne-o poartă, ce-i cu plicul? Doamne, ajută-mă să intru în posesia următorului lucru. Doamne, ajută-mă să pot realiza. Doamne, ajută-mă să pot face. Doamne, ajută-mă să pot să primesc. Amin. Și îți mulțumesc că mă ascult. Și a doua zi te duci cu... Ce înseamnă asta? Fie că nu te interesează ce vrea Dumnezeu, te interesează doar ce vrei tu, și în acest caz nu se poate vorbi despre credință, fie că nu crezi că Dumnezeu este capabil să rezolve problema. Și în acest caz nu se poate pune discuție credința. Uitați ce spune Biblia. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 11 cu versetul 22 și 23 citim următoarele. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Ce spuneam mai înainte? Doamne, am aruncat toate nevoile asupra Ta pentru că Tu însuți îngrijești de noi, cum spune apostolul. Vreau să văd ce vei face. Nu mă duc pe mâna mea, nu mă duc pe logica mea, nu mă duc pe intuiția sau pe înțelepciunea mea. Las totul la latitudinea Ta. M-am rugat ție, eu m-am absolvit de problemă. Noi spunem, nu, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Rugați-vă cu credință, pentru că omul care se roagă cu credință este imposibil să-i placă lui Dumnezeu. Se spune că era o bătrânică odată și venea la biserică pe jos, distanță mare, de undeva de pe dealuri. Și în fiecare seară și dimineață când venea la biserică, trebuia să treacă un deal, o movilă, și era foarte greu. Și într-o seară a auzit, citindu-și acest verset, că poți să zici muntelui sări în mare și sare, dacă te rogi cu credință. Când a ajuns în fața dealului, la întoarcere, bătrâna se pune în genunchi și spune: Doamne, fă Tu să dispară acest deal din fața mea, să nu mă mai chinu atâta urcându-l și coborându-l. Și când deschide ochii, dealul e tot acolo. Și zice bătrâna: știam eu că așa o să fie. Cu câtă credință s-a rugat, că știa dinainte că Dumnezeu nu-ți facă nimic. Cam aceasta este credința noastră când, pentru a obține ceva, apelăm la mai multe lucruri decât la rugăciune. Nu contează câte sfori tragem, nu contează la câte compromisuri apelăm, contează să învăț scopul atins. Frații mei, în 2 Cronici, capitolul 16, Biblia notează că se duce văzătorul Hanani și spune lui Asa: ai lucrat ca un nebun, pentru că nu te-ai încrezut în Dumnezeu, te-ai încrezut în împăratul Siriei și de aceea ți-a scăpat toată armata din mâini. Căci privirea lui Dumnezeu se întinde peste tot pământul ca să vadă și să sprijine pe aceea a cărui inimă este întreagă a Lui. Ca să vadă și să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Dragii mei, cum spunea fratele Iacob, ne interesează ce se întâmplă în Crimea, ne interesează ce face Papa, ne interesează câte popular au ajuns. Noi când ne facem o radiografie să vedem inima noastră cui aparține? Pentru că dacă este să credem în Biblie, dacă inima noastră nu este în întregimea lui Dumnezeu
Și totuși suntem sprijiniți. Și totuși ne merge bine. Este o întrebare. Dumneavoastră credeți că doar Dumnezeu binecuvintează? Nu. Ne punem îndoieli, ne punem semne de întrebare dacă Dumnezeu într-adevăr se ține de cuvânt sau nu se ține de cuvânt. Dar Satana știe să binecuvinteze atât de frumos încât băgăm mâna în foc că ceea ce primim este de la Dumnezeu. Și dacă nu credeți, întrebați-l pe fratele Iustin. Dânsul a văzut minuni, a văzut binecuvântări supranaturale la Radu de Îmbla și băgăm mâna în foc la vremea aceea că sunt din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, după o viață trăită în credință, dacă am ajuns în acel stadiu încât să spunem, să nu credem, adică nu să spunem, să nu credem că tot ceea ce îngăduie Dumnezeu, în dreptul meu sau în dreptul tău, în familia mea sau în familia ta, boală, accidente, moarte, falimente, indiferent ce îngăduie, nu o face din dragoste, înseamnă că suntem pocăiți degeaba. Dacă nu suntem în stare să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, să nu mai are rost să ne pierdem vremea umblând la biserică. Dacă nu suntem în stare să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să procedăm ca atare, nu mai are niciun rost să facem evangelizări, să facem tot ceea ce ține de noi, să determinăm pe alții să creadă când noi înșine nu credem. Ce văd semenii noștri la noi? Ce văd copiii noștri la noi? Ce văd tinerii noștri la noi? Ne revoltăm când auzim răspunsul tinerilor că ei se duc din biserică pentru că nu văd autenticitate și spunem că nu sunt la îndemâna noastră să le turnăm Duhul Sfânt în inimă, că Dumnezeul dă cui vrea, e adevărat, dar datoria noastră este să le fim exemplu. Și ce zice Biblia celui care este o piatră de potignire pentru un tânăr? Mai bine să-și lasă piatra la gât și să facă scufundări. Dragii mei, până când voi veni eu, Matei Tirean, și voi vorbi împotriva minciunii? Și când mă voi da jos de pe ambon, voi pune pe toți de pe lângă mine să mintă, să-mi iasă mie bine socotelile. Până când voi vorbi eu, Matei Tirean, despre respect și dragoste între frați și unitate și când mă dau jos de pe ambon, nu vă salut pe niciunul? Până când eu, Matei Tirean, voi avea un vocabular de ghetou, plin de glume porcoase și proaste și voi veni pe ambon și voi zice că pe mine Dumnezeu, toată lumea mă cunoaște după vorbă că-s copilul lui Dumnezeu? Până când? Credeți că tinerii noștri nu știu? Credeți că tinerii noștri nu văd? Credeți că vecinii noștri nu ne văd? Credeți că nu suntem cărți deschise pentru toți? Știți ce ne vor spune? Dragă vecine, dragă prietene, dragă tată, dragă frate, dragă coleg, atât de tare îmi sună în urechi ceea ce ești și ceea ce trăiești, încât nu poți să aud ceea ce spui. Repet, atât de tare îmi sună în urechi ceea ce ești și trăiești, încât mă împiedică să aud ceea ce zici. De când erau copiii mei mici, i-am învățat să fie împăciuitori, i-am învățat să fie toleranți, mi-am luat foarte mult timp să le spun că oricine dă în ei nu au voie să dea înapoi, i-am învățat pe de rost acel pasaj din Matei 5, unde spune să-ți iubești vrăjmașii și binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă supresc. De câte ori vedeți scandaluri, aplanați-le, de câte ori vedeți nedreptate, încercați să aplanați conflicte, încercați să aplanați certuri, nu vă bateți, fiți împăciuitori și așa mai departe. Și odată mă duc cu mașina pe drum și fac o depășire. Regulamentară, zic. Și depășesc mai multe autoturisme și ultimul nu mă lasă cel din față. Și se duce alăturea cu mine până era să mă bagi în altul. Am depășit cumva, asta era la ieșire din Sâncrai, și la pod ne-am oprit să cedem trecere, eram cu cei doi băieți ai mei în mașină, duceam la școală. Și dintr-o dată în sare țandăra, adică în țandăra, dintr-o dată intră dracul în mine, mă dau jos și mă duc la mașină. Îi deschid ușa și îi spun vrute și nevrute și foarte puțin o lipsit să nu mă limitez doar la spuse vrute și nevrute. Era cât pe ei să iasă pe cealaltă ușă, săracul, după care mă întorc și plec. Când mă duc în mașină, Alin stea cu capul așa, supărat. Nici nu s-a uitat la scenă. În momentul ăla, cred că mi-au trecut prin minte și prin fața ochilor toate sfaturile care le-am dat. Am dărâmat tot. Am umblat toată ziua prin oraș, cu ochii în patru, să văd că am luat numărul.
să văd mașina aceea, să mă duc la om să-mi cer iertare. Mi-am cerut la băieții mei iertare. Am întrebat pe toată lumea cui e mașina, am aflat a cui, am aflat numărul de telefon, l-am sunat, am cerut iertare, dar nu asta contează. Ce exemplu le-am fost eu la băieții mei? Fiți împăciuitori. Pentru că aveți credință că dacă stați lângă Dumnezeu, Dumnezeu vă va binecuvânta. Dragii mei, de multe ori predicăm, trebuie să stăm lângă adevăr, chiar dacă ar fi să cadă cerurile, să crape pământul. Stați lângă principiile lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va binecuvânta. Unde este această credință trăită în viața noastră? Unde? Sunt ispitit să dau șpagă? Nu! Pentru că Biblia contraindică. Dumnezeu mă va binecuvânta și dacă nu voi da. O mai dau sau nu o dau? Sunt ispitit să calc sabatul, să mint, să apelez la alte tertipuri, să apelez la trasul altor sfori, la alte compromisuri. Stau lângă principiul lui Dumnezeu, crezând cu totul și cu totul că voi avea un câștig mai mare? Pentru că, bineînțeles, Satana mi-arată că dacă voi sta lângă adevăr, am numai de pierdut. Conduceam odată ca un nebun prin Nazna, am acroșat un om, m-am proiectat într-un nuc și am făcut mașina praf. Omul avea casco. Nu pridideau frații să mă sune, să mă învețe cum să mint la poliție, ca să-mi recuperez banii prin cascul ăla, să spun că el a fost de vină, să mă înțeleg cu el, să mai departe. După câteva luni, soția mea a răstornat un camion pe aici, cu mașina ei. Era să moară. Când am ajuns la locul faptului, la locul faptei, o grămadă de binefăcători pe lângă ea o învățau cum să mintă la poliție să nu ia ei permisul. Frații mei, e adevărat că am spus cu voce tare atunci. Dacă după viață trăită în biserică, asta înseamnă credință, mi-e scârbă de asemenea credință. Și cred, frații mei, că și tinerii noștri le scârbă de asemenea credință când ne văd predicând una și ne văd trăind alta. Era odată un urs, asta e o fabulă, era de un urs gris, la ăla care pescuiesc, știți dumneavoastră ursia, mergea pe malul unui râu și s-a găsit cu parteneri de conversație și prieteni în persoana unui pește, persoana unui somon, delicatese urșilor. Și vorbeau, mergeau în paralel, peștele nota mai departe de mal. La un moment dat îi spune ursul, vino mai aproape să nu trebuia să strigăm unul la altul, vino să te aud. Crezi că-s prost? Crezi că nu știu că noi constituim hrana voastră preparată? Bă, poate ești prost informat, mă, tu stai foarte prost cu știrile și cu noutățile, spune ursul. Păi de n-ai auzit? Ce? Păi m-am pocăit, mă, eu sunt adventist, eu nu mai mănânc carne. Serios? Păi da, sigur că da, așa că poți să vii aici, că nu-ți fac nimic. Și s-au venit mai aproape și toate bancurile de pești de acolo spunea, nu te duce! Bă, am încredere în om, dacă e adventist, cum să n-am încredere în el? Și parabola spune că s-au mers așa o bucată de drum și spune, uite, pe mine Dumnezeu mă ajută. Ai vreo dorință, ai vreo problemă? Am, spune peștele. Vino la mine pe labe și te voi binecuvânta. Și s-a dus. Și spune fabula că l-a binecuvântat, însă l-a binecuvântat ca hrană și l-a mâncat. Ce credeți că au zis ceilalți pești? Bă, ce țeși și cu adventiștii ăștia. Știam eu că una zic și alta fac. Știam eu că una predică și alta trăiesc. Dragii mei, mult timp de har nu mai este. Bucuria noastră este că încă mai avem un pic. Avem timp să ne schimbăm. Dacă a fost cândva timpul, acum este. Să trăim încrezându-ne orbește în Dumnezeu. Să demonstrăm tinerilor noștri, să demonstrăm semenilor noștri, să demonstrăm copiilor noștri că Dumnezeu în mintea noastră nu e o himeră undeva acolo și El își vede de ale Lui, noi ne vedem de ale noastre. Și să le demonstrăm că Dumnezeu trăiește viu în noi, ne călăuzește viața și pentru care sacrificăm orice cu credința că ne va da mai mult. Am niște rude cu care m-am certat mereu că-s leneși și nu vor să facă nimic. Au moștenit o casă veche părintească și nu au vrut să facă nimic. Le-a spus, făceți-vă o casă, suntem ați frați, vă ajutăm. Nu că e greu. Dar de unde știți că-s greu? Ați încercat? Păi nu. Și atunci de unde știți că e greu? Frații mei,
Spunem că avem un stat bandit și e adevărat. Spunem că avem un stat hoț și e drept. Spunem că în România e un mediu non-propice de a te dezvolta și e drept dacă nu faci compromis. Dar vă întreb, ați încercat careva vreodată să lucrați cinstit și să trageți concluzia că Dumnezeu nu v-a ajutat? Ați încercat vreodată să mergeți ca la carte pe mâna lui Dumnezeu și să concluzionați la capăt că Dumnezeu e un mincinos? Și a fost când a spus, stați lângă principii, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu revărs belșug de binecuvântare pentru voi, peste voi. Câți am încercat lucrul acesta și n-am ieșit bine? Dumnezeu mai lansează un principiu. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Noi spunem, păi da, să te înjugi la un jug nepotrivit înseamnă să te căsătorești cu, să-ți iei partener de viață din altă religie. Și drept, și asta e așa. Pentru că mai devreme sau mai târziu o să regreți. Poate le vei regreta și mai devreme, poate le vei regreta și mai târziu. Noi spunem, să te înjugi la un jug nepotrivit înseamnă să nu-ți găsești partener de afaceri din lume. E drept și asta. Pentru că mai devreme sau mai târziu vei regreta. Sau și mai devreme sau mai târziu. Și asta îl puteți întreba pe Iustin. Dar frații mei, cât sunt dintre noi, și eu sunt cu mâna sus, care n-am simțit jugul greu și crunt și diabolic al băncilor? Câți? Și vreau să vă mai întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră în frunte cu mine am găsit în Biblie și în spiritul profetic indicații în privința aceasta în care Dumnezeu ne sugerează că este bine să te vinzi la bănci, să faci credit, să depinzi toată viața de ele? Câți ați găsit așa? Dar vă întreb altfel. Câți ați găsit contraindicații? Toți. Câți am mers pe mâna lui Dumnezeu? Puțin. Majoritatea spune, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Trebuie să mă descurc singur. Și-o luăm asemenea lui Avram. Mă fac eu de capul meu. Și după aceea Dumnezeu ne spune, ai pățit ce ai pățit, asta nu e afacerea mea. E afacerea ta. Vestea bună este că Avram și-a învățat lecția, s-a schimbat și de atunci înainte s-a agățat cu toată puterea de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Noi, cei care, cum am spus mai înainte, am cules rodele neascultării noastre și poate am dat cu capul în gard, ne-am învățat lecția? Spunea un frate drag, am ajuns unde am ajuns pentru că n-am ascultat. Dacă Dumnezeu mă va scoate și de aici și o voi lua de la început, merit să-mi pierd mântuirea. Așa spunea dânsul. În urmă cu puțin timp, nu chiar puțin timp, s-a furat ceva din gospodăria cuiva. Și făptașul a fost prins. Și cei păgubiți au spus, la poliție și în pușcărie cu ei. Dar o persoană foarte autoritară din anturajul lor a spus, nu. Păi cum nu? O furat. Noi nu furăm. Cum furăm? Fie că furi statul, fie că furi din curtea omului, se numește furt. Și am terminat. Dragii mei, cu asemenea inimi Dumnezeu mai poate să lucreze. Însă există un mare semn de întrebare în dreptul inimilor care fac tot ceea ce pot să-ți documenteze că de fapt nu-i păcat. Că știi, când era colectivul, furai, dar furai, nu furai, că luai dintr-a tău. Dragii mei, poruncile lui Dumnezeu sunt clare, Biblia este singurul interpret, credința trebuie trăită la standardele pe care Dumnezeu le vrea, pentru ca să ne bucurăm o veșnicie împreună cu El. Și cuvintele unei cântări spun, fericiți acolo împreună cu Iisus vor trăi ce? Ce au crezut pe pământ. Dacă credeți că asta credem pe pământ și vom ajunge în cer, să trăim o veșnicie descurcându-ne, trăgând fără murdare și făcând compromis, eu nu vreau această veșnicie. Și vreau să trăim astfel încât între ceea ce propovăduim, ceea ce proclamăm, ceea ce promovăm și felul nostru de trai să nu existe nici o discrepanță. Și doresc ca aceasta să fie posibil prin puterea lui Dumnezeu în viața mea,
în viața celor dragi ai mei, în viața dumneavoastră și în viața celor dragi ai dumneavoastră. Amin. În numele Domnului Iisus, închidem serviciul divin din această seară cu imnul numărul 555. Tatăl nostru care locuiești sus în ceruri, în glorie și în mărire, mai suntem plecați înainte feții tale ca să-ți mulțumim frumos pentru că ai fost cu prezența ta în mijlocul nostru și în această oară. Te-o, Doamne, să ne ajuți ca învățăturile tale ce le-am auzit și în această oară, prin cuvântul tău să ne ajuți, Doamne, ca noi cu tot să-l fi primit în mintea noastră, în inimile noastre și ajuște, Doamne, ca noi să putem să trăim viețile noastre de fiecare zi. Tu, Doamne, să rămâi în continuare cu noi, rămâi cu noi în această noapte și dacă este cu voia ta, fă ca și dimineață să putem să venim în acest loc sfânt, să putem veni la picioarele tale, unde totdeauna să putem aduce laudă și închinare ție, Tată, și Domnul nostru Iisus Hristos și Duhului Tău ce sfânt de acum și până în veșnicie. Amin.